Sportivii de la clubul Longhod din Pașcani au reușit să urce pe podium și au obținut numeroase medalii la campionatul național de Kwangido. Astfel, în cadrul competiției desfășurate în perioada 23-24 octombrie în online, participarea sportivilor din cadrul clubului pe plan internațional a fost recunoscută prin conferirea de premii. Clubul Longho a avut înscriși în competiție un număr de 5 sportivi care au obținut rezultate meritorii. Avem 6 locuri întâi și 2 locuri doi. Menționez numele participanților din clubul nostru: Grigoraș Maria, Grigoraș Simona, Flocea Violeta, Grigoraș Miruna și grădinarul Iulia, Cosma Daniela. Precizăm că la cea de-a 7-a ediție a campionatului mondial de Kwangido a participat un număr de 27 de țări. România și-a marcat prezența în cadrul competiției cu un lot complet și a obținut 12 medalii de aur, 7 de argint și 3 de bronz. La această ediție a 7-a campionatului mondial au participat 27 de state la probele înscrise în program și România a participat cu un lot complet, a obținut un număr de 12 de medalii de aur, 7 de argint, 3 de bronz. În acest sens, precizez că România s-a clasat pe primul loc între națiuni. Clubul sportiv Longhod din Pașcani este format din anul 1985 de către Ovidiu Covaci. Antrenamentele au început cu maximum 15 sportivi. În prezent, numeroși membri ai lotului național de Kwangido provin din clubul de la Pașcani și participă cu succes la competiții pe plan internațional și mondial.